În ultimii ani, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a stabilit un dialog foarte eficient de colaborare cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. În rezultat, a sporit considerabil calitatea de servicii medicale a populației și sunt căutate noi posibilități de prestare a serviciilor medicale avantajoase pentru salariați. În acest context, ieri a fost semnat și un contract de acordare a asistenței medicale pentru angajați. Oleg Budza, președintele CNSM, a menționat necesitatea semnării unui asemenea contract care va ajuta angajații din Republica Moldova să depisteze la timp maladiile cu care se confruntă. El a mai specificat că prin intermediul centrului diagnostic de la Institutul Muncii, care este dotat cu tehnică performantă de ultimă generație și a specialiștilor calificați, cetățenii vor primi gratuit asistență medicală. Este o procedură nu atât de simplă, pentru că o jumătate de an după instalarea utilajului dat la Institutul Muncii a fost examinarea condițiilor și așa, rezultatelor pacienților, care au fost mai bine de 1000 de persoane, au trecut prin centrul diagnostic, după ce au purtat negocierile cu companie și noi considerăm că președintele domnul Mircea Buga s-a familiarizat la fața locului cu condițiile care noi avem și noi putem să prestăm serviciile de calitate înaltă. Ce înseamnă pentru pacienți acest lucru? Nu trebuie de vorbit mult, pentru că prima și cea mai importantă problemă este diagnosticarea corectă. Dacă va fi diagnosticare, va fi și tratament. Și noi folosim toate metodele acestea și medici performanți care, practic, acordă serviciile acestea pentru pacienți. Sindicatele prima persoană care este interesată să combată muncă la negru. Cât mai puțin bani în plicuri, cât mai mulți bani vin în companie de medicină asigurată, la CNAS, în bugetul țării, și cât mai bine poți fi prestate serviciile. Și asta este vizorul nostru care noi să luptăm împreună cu Inspecția Muncii, împreună cu Inspecția Muncii a sindicatelor și acordul care va fi semnat de colaborare în luna septembrie, eu vă asigur că va fi larg toate problemele acestea elucidate. La rândul său, Mircea Buga, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, a precizat că este o colaborare fructuoasă de mai mulți ani dintre CNSM și CNAM, pe care speră să o mențină și să o dezvolte în continuu. Este un început nou de colaborare în domeniul asistenței medicale acordate angajaților. Este vorba de protecția socială acestei pături destul de largi de persoane asigurate. Avem mai multe sute de mii de persoane asigurate din domeniul angajaților. Și dacă o parte din ei vor reuși să obțină servicii calitative, servicii de înaltă performanță la nivelul instituției medicale care a fost creată recent de către sindicate, atunci evident că va crește și satisfacția acestor lucrători și va crește și folosul sistemului de asigurări pentru întreaga populație a țării. Aceasta doar este o etapă de extindere acestei colaborări. Și noi, în discuția pe care am purtat-o astăzi cu domnul președinte Budza, am vorbit și despre faptul necesității încheierii unui acord mai larg de colaborare între instituțiile noastre, un acord care va cuprinde atât dimensiunea socială, dimensiunea medicală, cât și dimensiunea de protecție în general a salariaților, de care ține și instituția pe care dumnealui o conduce, dar și ține și Compania Națională în sensul prestării serviciilor de sănătate pentru populație. În luna septembrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor semna un acord de colaborare extins privind acordarea asistenței medicale pentru angajați. Sanatoriul Preventoriu de Bază, întreprinderea de stat Constructorul, a fost fondată în 1963. Această instituție medicală a fost predestinată pentru tratamentul constructorilor și a persoanelor care lucrau în acest domeniu. Beneficiau de servicii și membrii familiilor acestora, care aveau nevoie de tratament staționar cu cazare pe timp de noapte. De aici și denumirea sanatoriului. În anii de criză economică, anilor 90-91, întreprinderea noastră a introdus primul model de activitate în condiții de autogestiune într-o întreprindere medicală de stat. Această măsură ne-a permis ca întreprinderea să reziste tuturor obstacolilor anilor de criză, să se dezvolte, să fortifice potențialul de cadre, formând noi locuri de muncă, să fortifice baza tehnico-materială a întreprinderii și să supraviețuiască.
Liderul sindical de aici a găsit limbă comună cu administrația și a reușit să vadă implementate mai multe idei. Doar cu eforturi comune poți obține rezultate într-un colectiv atât de mare. De fiecare dată am fost susținut de administrația întreprinderii. Administrația chiar consideră că suntem niște parteneri egali. Tot timpul avem sprijinul și ajutorul adică administrației. Activează 210 angajați, dintre care 157 sunt membri de sindicat. Am colaborat foarte activ cu sindicatele și Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova. Se ține cont de normele condițiilor de muncă și pentru aceasta sunt create toate condițiile. Personalul medical, mai bine zis, activează în condiții adecvate, în cabinete bine amenajate, luminoase. Deci personalul medical dispune de toate obiectele de protecție personală. Sunt create condiții pentru odihnă copiilor și angajaților. Colectivul de aici prestează servicii de diagnostic și de reabilitare în 8 secții. Mă ajută, eu mă pierd să mă depiept, Dar acum văd mă leacă mai ușor, de-a mama așa se iasă și mă. Și mai ușor mă leacă. Aici vin oameni care își doresc tratament, nu doar relaxare. Aceasta și deosebește instituția de celelalte sanatorii de reabilitare din țară. Avem priorități de a păstra și mai departe întreprinderea, nu numai de a o păstra, dar a o dezvolta, făcând față serviciilor medicale de pe piață, serviciilor medicale. Avem ca prioritate și mai departe de a acorda asistență medicală calitativă de recuperare populației Republicii Moldova la un preț accesibil, deci a forma și mai departe noi locuri de muncă pentru tinerii angajați, pentru personalul medical din Republica. Administrația alocă bani pentru a îmbunătăți condițiile de lucru a angajaților, deci merg la cursuri de perfecționare. Organizăm foi la taberele de odihnă pentru copiii angajaților, organizăm bilete de tratament și de odihnă pentru salariați. Chiar avem o formă, adică pentru salariații noștri, în contul salariului, putea adică să procure materiale de construcție, cu ieșirea la pensie, acordăm ajutor material la toți salariații. În caz de deces rudelor, deci să acordă ajutor bănesc, se efectuează anual controlul medical pentru salariații conform unui program. Veteranii au un cuvânt de spus în această instituție. Ei înțeleg cel mai bine ce înseamnă să fii membru de sindicat, care sunt avantajele și ce înseamnă să unești un colectiv care are sarcini comune. Моя работа мне очень нравится. Я люблю работать с людьми, помогать людям. Получаю от этого удовлетворение. Условия труда нормальные, хорошие. Crearea condițiilor de muncă moderne, respectarea securității muncii, a drepturilor angajaților sunt sarcini comune care la întreprinderea de stat constructorul au fost implementate, drept rezultat și recunoștința celor care beneficiază de serviciile prestate de către personalul medical de aici. Optimizarea în învățământ, implementarea noii formule de finanțare a școlilor și modernizarea evaluării absolvenților de licee sunt procese care, la părerea Sindicatului Educației și Științei, au provocat mai multe întrebări fără răspuns. Situația a fost subiect de discuție la întâlnirea liderilor de sindicate din raioanele Republicii cu ministrul Educației Maia Sandu. Dialogul a vizat în primul rând salariile mici care au provocat criza cadrelor, indiferența tinerilor specialiști față de profesie, numărul mare de pensionare în școli, al profesorilor care predau două și mai multe discipline. A fost o întâlnire care s-a axat nu numai pe probleme, a fost și o încercare de a găsi în comun căi de soluționare a lor. Nu totdeauna a fost netit în cât privește susținerea dialogului social între sindicat și minister, dar vreau să confirm că pe parcurs, pe zi ce trece, el devine mai eficient și mai bun. Și este mai multă înțelegere. Fiindcă atunci când se ciocnește de problemă, fie un lider sindicat, fie un lucrător al ministerului, ea trebuie discutată, că în caz contrar ea duce la
niște decizii care nu trebuie sunt legale. Și clar că interesul nostru comun este să ne descurcăm în situații, să-l protejăm pe cel care merită să fie protejat. Noi întotdeauna am spus că elementul central al unui program de reușită în educație este profesorul. Deci dacă nu vom reuși să aducem, să menținem în sistem un profesor bun, reformele noastre vor avea un impact minim. Discuția de astăzi, ați văzut și dumneavoastră, a fost una destul de bună, pentru că pe majoritatea subiectelor noi avem împărțim aceleași păreri. Sunt multe întrebări la care încă nu avem răspunsuri și o să le căutăm împreună. Mulți lideri sindicali s-au pronunțat pentru soluționarea cât mai urgentă a problemelor profesorilor, dar n-au lăsat în umbră nici procesul de învățământ. În multe cazuri, el este unul necalitativ și se axează mai mult pe cantitate. Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, a specificat că rata înscrierii abiturienților în instituțiile de învățământ superior în Moldova este de două ori mai mare ca în Europa. De calitatea studiilor tinerilor absolvenți sunt satisfăcuți doar 14% din angajatori. Speranța că acest decalaj va scădea a fost insuflată de dialog. Lucrul acesta ne-a bucurat foarte mult și pe bune a fost un dialog social de calitate, a fost la nivel desfășurat. Este timpul ca noi să avem o educație de calitate și o pregătire a cadrelor didactice în instituțiile preuniversitare, de ce nu și preșcolare, extrașcolare. De altfel, noi nu putem să ajungem la standardele europene. Noi vrem să fim niște parteneri, nu vrem să fim niște apărători. O zic și o zic de mii de ori. Dacă vom lucra împreună, va fi. Vom susține ministerul totdeauna când va fi văzut un lucru. Cadrul didactic este susținut de minister, este remunerat bine și este perfecționat cât de cât în perioada de 5 ani din contul statului. Statul trebuie să investească ca să aibă un rezultat, să nu aștepte din contul salariului să fie aceste perfecționări a cadrului didactic. Chiar dacă reforma în învățământ cere timp, soluționarea unor probleme însă nu acceptă tergiversare. Noi ne deranjează foarte mult ce se întâmplă cu profesori angajați din școli care sunt lichidate sau comasate. Formarea școlilor de circumscripție astăzi unde departe de a fi condiții favorabile pentru învățământ. Eu vorbesc și bibliotecile școlare și celelalte săli sportive, cantine, care trebuie să fie aduse la cerințele contemporane vis-a-vis de transportul copiilor, autocare, etc. Asta pe noi ne interesează, fiindcă lucrul ăsta influențează esențial asupra calității activității pedagogului. Și el, dacă este apreciat din cauza că nu sunt condiții, noi suntem categoric împotrivă. Extragerea țițeiului în lunga Prutului, în vecinătatea satului Văleni, raionul Cahul, are o istorie de vreo 55 de ani. Este însă una evazivă. Aici au muncit mai mulți antreprenori, inclusiv și de peste hotare, mai multe colective. La răspântia anilor 2006-2007, aici lucrările sunt relansate de un producător autohton. Timp de 5 ani, angajatorul a promovat o politică de desconsiderare a muncitorilor. Pentru a-și apăra drepturile, la sfârșitul anului trecut, muncitorii au constituit propriul sindicat. Condițiile de muncă cam nu sunt chiar bune, dar ce să facem? Vrem, nu vrem, trebuie să lucrăm, să creștem copii, să avem o bucățică de pâine pe masă. Salariul? Salariul tot, cam după lucrul ce lucrăm noi, e cam mai mic. Așa, măcar minim și la 5.000. Cu salariul alea că mai e. Ia că acum trebuie să prânim pe iunie, când dar pe mai degea am prânit leafa. Salariul la noi pormește chiar în paznic, are 900 de lei. Cel mai mare salariu în Sundor. Recent am primit salariul băieții, mi-au spus că au 2800, lângă 3000, nici 3000 de lei. Nechitarea salariului la timp, multe întrebări care doreau pe lucrători, chiar și faptul că lucrau, activăm orele de noapte, nu se plătesc chiar și în timpul de față. Practic toți angajații au semnat contracte numai de salariați, nu și de patron. Au fost, cum semnate aceste contracte?
la o anumită zi de salarizare, contabila care este la locul de față a impus pe salariați ca să semneze contractele, reproșându-le că dacă nu semnează contract, nu le dă salariul. Și așa și-a rămas. Este încălcată legea salarizării, este încălcată hotărârea de guvern de numărul 743, sunt încălcate drepturile omului și multe altele. Acest subiect este de mai mult timp temă de discuție la Comisia Teritorială de Negocieri și Consultări Colective. Este o situație alarmantă deoarece, din cauza condițiilor de muncă, numărul angajaților s-a redus de la 100 până la 67, iar angajatorul nu acceptă dialogul social nici după constituirea sindicatului. Noi am format comisia de negocieri și am trimis toate documentele necesare, am trimis conducerii întreprinderii, însă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Conducerea întreprinderii nu a răspuns prompt, conducerea întreprinderii ne ignorează colectivul de muncă. Tot la acest capitol vreau să spun că de acum am fost nevoiți ca să le dăm și modelul cum se îndeplinește un ordin cu privire la dialog social tip angajator-angajat. Nu vreau să obișnuiesc pe cei salariați care au sperat într-un sindicat și nu vreau să las de izbelește, cu toate că întreprinderea nu merge la întâmpinarea noastră. Parcă suntem niște persoane care îi încurcăm pe dânsii. S-a încercat de mai multe ori negocierea contractului colectiv de muncă la care administrația a fost puțin abătută de la această temă. În schimb, am fost martori ocular la condițiile de muncă la care activează această întreprindere și în care condiții activează acești lucrători. Sunt foarte dezavantajoase, deci este un domeniu specific de activitate. Oamenii sunt, poate nu să spunem așa, dezamăgiți, dar au nevoie de susținerea noastră. Au fost insistenți și au fost răsplătiți. La prima întâlnire cu conducerea întreprinderii a fost pusă baza viitoarelor negocieri. Astăzi s-a întâmplat minunea minunilor, pentru că datorită faptului că televiziunea Moldova 1 a venit la noi, iată acum chiar și pe capotul mașinii de serviciu a domnului vicepreședinte acestei organizații se semnează ordin cu privire la încheierea negocierea contractului colectiv de muncă, adică cu privire la comisia din partea angajatorului, ceea ce noi nu am obținut până acum, însă acum obținem. Ne pare foarte bine pentru că totuși se vor începe negocierile. Noi avem memorandum cu o firmă străină care vrea să investească la noi în producerea noastră și e legat cu dânșii, că nu știm în ce mod să desfășoare mai departe lucrurile. De atâta noi nu știm cum să procedăm mai departe. Să facem pe firma Valeschimp, ori să așteptăm să facem reorganizare, să vie ei, și de atâta. Azi am mers, noi scălim tot pe Valeschimp și dacă s-a schimbat ceva pe drum, o schimba și contractul, o scrie în adăugător. Sperăm noi că în timpul apropiat se va începe negocierile colective. Dialogul social totdeauna a fost și amizat pe faptul că în acest caz au de câștigat ambele părți. Adică atât angajatorii cât și administrația. Administrația câștigă pentru că ca să dezvolți o afacere prosperă, trebuie să ai și angajați buni care te susțin, dar pentru aceasta trebuie să fie și oamenii susținuți și de mers la niște compromisuri și de apărat interesele lor.